Eu nu o să vă spun prea multe, dar cine vrea să mă asculte. Noi am venit cu voie bună, după datina străbună, să-l petrecem împreună pe tânărul nostru împărat, care de dimineață s-a sculat, pe față s-a spălat și lui Dumnezeu Sfânt s-a rugat și s-a așezat în genunchi pe loc ca Dumnezeu să-i dea noroc. Că așa a vrut el astăzi să fie, să meargă la cununie și a miresii lui să fie de azi până la vecie. Până în vecie. Cu animirii, cu animirii, eu te văd și cam supărat. Stresat și supărat. Supărat, nu mi se pare că e supărat? Nu, nu. Eu zic că e cam supărat, dar vă spun și de ce, că i s-au închis cărările pe la toate mândrile. Cu animirii, cu animirii, să ții la nevasta ta bine, să-i dai lapte cu cafea și guriță cât o vrea. Să-i dai lapte cu păsat să-ți fac un băiat. Asta dau. Și dacă vrei și o fetiță, trebuie să-i dai mai multă guriță. Cu animirii, ești pregătit? La guriță, ești pregătit? Da. I love her, I want her, I need her, but you're so serious. She's trouble, I trust you, I hate you, cause you're probably right. But I forget when she gives me that smile. It's like I never felt so alive. I'll give up the day that I died. Any sooner is a waste of my love. Never really said an easy goodbye. Always wait till it's too late. Just let it happen, leave it all up to fate. Sofilor, mai capul sus. Și am dispus. Multe mări am mai trecut, multe țări am petrecut, multe sate îndepărtate și orașe minunate, dar dumneavoastră luați-ne așa cu încetişorul și vorbiți-ne cu binişorul și atunci eu vă voi spune de unde și până unde ne-a bătut vântul încoace și ce întrebări avem a face. Păi uitați, tânărul nostru împărat mari oaste a adunat și la răsărit de soare cu toții am pornit la vânătoare. Prin orașe, dar și prin sate noi vânăm fete minunate, iar la dumneavoastră în poartă am zărit urmă de fată. Unii spun că ar fi de zână și ar vrea împăratul nostru să o aibă de mână. Unii spun că e de crăiasă și ar vrea împăratul nostru să o aibă mireasă. Unii dintre pețitori care sunt mai cunoscători spun că ar fi de căprioară și ar vrea împăratul nostru să o aibă de soțioară. Dar socru mare că e mai mare și uitați-i cu toată grija în spinare când la dumneavoastră în curte privi, mândră floare că zări, dar vede că nu rodește, nu înflorește și nici locul nu-i mai primește. De asta noi cerim floarea să-mi o dați. Că din noi nu mai scăpați, căci cu sapă de argint noi vom scoate floarea din pământ și o ducem cu tot cu rădăcină la împăratul nostru în grădină. Și ca să nu credeți doar că îndrugăm ca și la moară vorbii de alisatului, piseama împăratului, am venit și eu cu el ca să nu fii singurel, că de aseară se gândește mireasa dacă o mai găsește. Noi acum am vrea să intrăm, mireasa să o căutăm. Ce spuneți, ne primiți? Nu. Păi atunci dacă ne primiți, luați plosca și cinstiți și până când noi mireasa o vom căuta, să ne cânte muzica! Bine, bă! Thank you.
When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, I sing along, then I sing aloud. Secundul numărul lui Dumnezeu, Eusebiu, Vasilica Eusebiu, curat lui Dumnezeu, Raela Irina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secundul numărul lui Dumnezeu, Vasilica Eusebiu, roaba lui Dumnezeu, Mihaela Irina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Noi am spus da, ne lăsează și suflet.